În perioada 14-18 decembrie, Inspectoratul Școlar Județean a organizat cercurile pedagogice ale cadrelor didactice, pentru că s-a dovedit că școala online ridică adevărate provocări pentru sistemul de învățământ românesc, punându-i pe dascări în situația de a învăța, explora, experimenta, descoperi și aplica. Echipa Inspectoratului Școlar Județean Maramureș a dorit să vină în întâmpinarea nevoilor dascălilor de a găsi cele mai potrivite instrumente de evaluare online. Inspectorii școlari au făcut recomandări cu privire la desfășurarea activităților online, desprinse în urma inspecțiilor tematice efectuate în semestrul întâi.